În actualul campionat, FCSB are încasate doar 8 goluri în 14 etape, o medie de numai 0,53 goluri încasate pe meci. Fix aceeași medie s-a înregistrat în dreptul defensivei Stelei în sezonul 2005-2006, când Olăroiu a adus titlul în Ghencea. Atunci, în cele 30 de etape, trupa din care făcea parte și Dică a primit numai 16 goluri. A doua în clasament a fost Rapid, care a avut cu aproape 50% mai multe goluri încasate decât Steaua. De asemenea, în ultimele șapte etape de Liga 1, FCSB a încasat numai două goluri. Recordul aparține echipei, însă performanța îi se datorează în mare măsură unui fotbalist. Numele lui Bogdan Planici, de 25 de ani.